Mulțumesc pentru invitație, bună seara. Un moment traumatic. Oricum s-a practicat o politică a șocurilor. Este bine să, dacă vrei să conduci, să manipulezi, este bine să îl ții în șocuri. E una din stiluri. Izolare, tensiune socială și șocuri. După aceea vor veni altele. Important este că trebuie să ne creăm o nouă imunitate la asemenea accidente provocate social, politic. Românul se descurcă bine totuși. Boala de care se moare cel mai mult astăzi în lume, adică bolile sunt astea, cele afecțiuni cardiovasculare. Pe locul 2 e depresia. Pe locul 3 cancerul. Oamenii care nu au credință intră repede în depresie, în situații limită. Am observat pe de-o parte o populație cu o depresie teribilă și legitimă, nu? Că am trecut cu toții, dar pe altă parte o revitalizare a credinței fantastică. Fantastică. E, poporul român este altfel, e neam vechi și o revitalizare firească. Nu e una artificială, n-a venit nimeni să le vorbească, știți, trebuie să vă ridicați, trebuie să... Noi suntem alergici la ideologii, la doctrine. Are el un fond atavic de... și pe semne că are și o suspiciune vis-a-vis de mișcările care se fac în istorie. Știe să aleagă. Am să spun așa că tot am trecut prin Sfânta Sărbătoare a Paștelui și există în Evanghelie, sunt două furtuni, dar este, mă rog, una în care Iisus dormea acolo la proră cu capul pe pernă și a apucat furtuna pe ucenici. S-au speriat atât de tare? Erau totuși pescari, erau navigatori, nu se puteau speria, dar era atât de puternică toată treaba, încât au văzut moartea cu ochii și s-au dus la el și s-au scurat din somn. Și au zis, învățătorule, ție nu-ți pasă că noi murim? L-au și certat. Dormea. Fiți atent acum ce proverb e la poporul român. Dumnezeu pare că doarme. Cu capul pe mănăstire și din nimeni are știre. Că așa cum pare că doarme. Și l-au trezit și din câte, na, spune Evanghelia, nu le-a dat atenție prea mult. A certat natura, a zis, potolește-te, taci. Și natura s-a potolit. După care le-a zis puțin credincioșilor. De ce v-am spus lucrul acesta și este foarte important pentru cei care ne ascultă? O furtună, ați spus vreodată vreo furtună? Da, în avion, așa, măcar o turbulență atmosferică, destul, da. Ea are un grad încet cu care își revine. Nu e brusc să își revine. Se spune în Evanghelie că brusc și-a revenit și a devenit calm totul. Știți că Marea Galilei, de fapt, este un lac. Un lac care e foarte liniștit, dar are ca fenomen meteorologic din când în când izbucnește câte o furtună aia de prăpădie. Și e un comentariu acolo care m-a pus pe gânduri în sensul bun. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că s-a potulit brusc. Brusc. Dacă stați de vorbă cu un medic oncolog, da, unul deștept, așa, și în cazuistica lui, o să spună că au fost oameni trimiși acasă cu metastază, să moară. Ce-a făcut? S-au dus la Sfântul Nectarie, la alți sfinți, minunea, nu? Și când s-a întors, nu mai era nimic ca și cum niciodată n-a fost vreo tumor acolo. Minunea nu se întâmplă în seriată, că dacă am puteam industrializa-o, din când în când, e cazul. Așa s-a întâmplat și atunci, s-a potolit brusc. Dar v-am zis lucrul acesta, i-a certat că n-au credință, era cu el pe corabie, o corabie nenorocită și poporul nu știe să aleagă. El nu se dă jos de pe corabia asta nenorocită, doamna Andreea Crăciulescu. Nu se dă. Ea e apă. La orizont e Titanicul. Elegant, mare, puter. Știți ce a zis comandantul Titanicului când au plecat? A zis, nici Dumnezeu nu poate să-l scufunde. Și Dumnezeu l-a scufundat în 1912. A fost groaznic, a fost o mare tragedie. Ce civilizația care vine, așa zis, a civilizație care vine peste noi foarte bine ordonată, e Titanicul. Și românul cu credința lui profundă, care are niște suspiciuni legitime, nu se urcă în el.
El acostează aici în România, m-ați înțeles? Vine, veniți, că sunt toate posibilitățile, este digitalizat totul și nu urcă. Nu, cel puțin generația mea, generația noastră, generația mai vârstnică, poate cei tineri să urce și să le arunce cu părinții, pe asemenea, niște colaje de salvare pentru mai târziu. Dar asta este de admirat la acest popor, că nu lasă corabia asta mică, prăpădită, care ia apă și zice, Dumnezeu pare că doarme. El știe că nu doarme. Și m-am uitat cum a traversat în pandemia asta, că totuși a fost o tensiune condusă oribil de săraci ăștia care au fost la conducere atunci și, cum să spun, stângaci, mitocănește, n-au avut nicio treabă cu poporul român și totuși a rezistat. Mă întâlneam cu oameni care nu dădeau doi bani pe ce spuneau ăștia. Doi bani nu dădeau. Și acum când veneam, înainte să am fost cu un taximetrist înainte și îmi spunea, domnul Dan, n-am dat doi bani pe treaba asta. O doamnă ieri mi-a zis în magazin, știți, vindeam și ca să nu am mască, mâncam tot timpul semințe. Nu credea. Asta nu înseamnă că virusul n-a existat. Înțelegi ce vreau să vă spun? Și nu se lăsa, cum să zic, înconvoiată de această propagare a fricii, care și acum urmează, o să vedeți că mai vin valuri după valuri. Gândiți-vă că Organizația Mondială a Sănătății în perioada aceasta s-a arătat cât e de șubredă din punct de vedere științific, organizatoric. Organizația politică și în sănătate nu faci politică decât dacă vrei să distrugi omul. În sănătate, tata, mare medic, m-a zis, aveam vreo 5 ani și am văzut bătăi în geam noaptea. Scoală, bă, nu știu. Tatăl s-a scurat foarte. Și a prins, adică nu, s-a dus în pijama, m-a dus pe lume. Și la ușă, în miezul nopții, unii cu niște puști de vânătoare și zice că, băi, doctore, scoală și marci la teatru, la teatru, la spital, că tovarășul prin secretar a făcut infar la vânătoare de mistreți. Era, l-a întins cu picioarele acolo și tatăl nu s-a speriat. Adică marș la spital, erau securiști. Și a prins o țigară, parcă era Corneliu Coposu, dar mai țineți minte când au venit să stea minerii pe Coposu? Și avea așa o țigară, se uita la ei așa, să vadă la nefericiția care au, nu minerii profesori, securiștii care au acolo, că minerii sunt necăjiți. Am văzut că l-a închis ușa ușor și a prins o țigară foarte calm și a zis, tată, nu te grăbești? Nu, că oricum nu prea am ce să-i fac. Și s-a întors, a deschis ușa și a zis, vă rog să mă ascultați. Eu tratez pacientul, nu funcția politică. Vă rog să așteptați. Sunt două lucruri. Nu intri în scenă fără emoții. Am mai zis eu că l-am întrebat pe meșterul Beligan la 96 de ani, zic, meștere, mai aveți emoții? Și mi-a zis, păi încă n-am murit. Emoția este făuritoare. Un regizor mare, Peter Brook, spunea că actorul prost are emoții numai la premieră. Actorul bun de fiecare dată. Și întâlnirea noastră de astăzi este o întâlnire marcată de o emoție undeva pe deasupra, că este o întâlnire. Este o întâlnire, nu pot să vin aici așa lemtănase. Frica de regulă este paralizantă, nu este bună, asta nu înseamnă să nu fii prudent, să nu fii precaut. Tata spunea că cea mai bună medicină este cea profilactică, profilactein, să vezi înainte, adică să nu te bagi în situația de a face boala. De aici înseamnă o educație sanitară, o igienă respectivă. Așa există și o igienă socială. Să nu duci poporul într-un grad de mizerabilitate în care să capteze boli sociale, receptivitate morbidă. Un popor needucat, un popor, cum să spun, un popor condus tot timpul în ignoranță, biciuit, înfricoșat, prinde tot felul de boli din astea. Una din boli, de exemplu, este atenuarea simțului adevărului. Nu mai nevoie oamenii de adevăr. Știți că un guvern, să discutăm și aici, a fost un mare pedagog, sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, Wilhelm Förster, care spunea că guvernul care știrbește din demnitatea persoanei puțin câte puțin va produce boli epidemice ale simțului adevărului. Nu vedeți că ăștia știrbesc din dimensiunea de român, terferesc condiția de creștin, de la noi, conducători. Există, sunt adevăruri din astea, alea nu sunt adevăruri, sunt realități. Adevărul este unul singur, este cel absolut. Și adevărul absolut nu se discută. Spunea Immanuel Kant că la nivel de opinie putem discuta până mâine dimineață. La nivel de credință, nu.
N-ai ce să spui. Asta, frica de Dumnezeu este cea mai bună, dar nu frică talmudică. M-ați înțeles? Dom'le, să nu-și ia Dumnezeu ochii de la mine. Adică românul știe că există întotdeauna o instanță. Nu vedeți că toți oamenii, și m-am uitat așa în timpul pandemiei, care nu mai au transcendență, nu mai au credința asta, au căzut răpuși pentru că ei se bazau pe societate. Iar societatea, mai țineți minte de cazul acela al bătrânului italian de 91 de ani care a făcut COVID și bunul Dumnezeu l-a salvat, a fost la ATI și pe vreo 3-4 zile a ieșit Dumnezeu. Da, a avut o șansă teribilă și a început să plângă că i-au cerut 500 de euro ospitalizare. Și zic, de ce plângi? N-ai bani? Nu. Nu plâng pentru că până la vârsta asta Dumnezeu mi-a dat aer gratis și voi pentru 3 zile încerci 500 de euro. Aici este toată problema, mă înțelegeți? Italianul. El și-a dat seama că există ceva. Acum, nu vedeți că noi, ca populație globală, suntem intubați la ATI-ul globalist? Unde nu ni se mai dă oxigenul din aer. E din tuburi, domne. Ăla este oxigenul ideologic. Noi trebuie să respirăm așa. Ce ne zice Bruxelles-ul, ce ne zice Washington-ul, ce ne zice Moscova? Așa. Există. El, cum să zic, n-au izbutit cu țarcul comunist. A clacat. Și s-a vrut comunismul internaționalist. Și n-a mers. S-a spart din interior. Și atunci au dat înapoi și a ieșit globalismul. La globalizațion, spunea fostul ministru de externe al Franței, termenul a apărut prin 1980. Și spune, și mi s-a părut interesant să fim împreună. Chiar este ispititor, nu? Până când mi-am dat seama că așa sună bine în prima parte. Așa un fel de hora unirii internaționale. Și să fim cu toții, dar mi-am dat seama că informațiile nu mai plecau numai de la noi către ei. De la ei către noi nu. Vorba de raportul cu America. Păi și ce a făcut? Păi și în situația asta am pus accentul să se dezvolte economia națională. Adică omul s-a apărat de această himeră a egalității. N-ați văzut că și o bere în România, dacă o iei din asta un lef sau o chestie, nu are același gust ca în Belgia. Aveam nevoie de piață de desfacere. America de Sud a fost terminată. Estul au găsit vital și bogat. Și sunt specialiști în criminalitate ideologică în care să o facă pudrată democratic. Piață. Piață de desfacere. Cinste România. Muncii noștri au poartă, noi cerșim din poartă în poartă. E veche treaba. România a fost întotdeauna un teritoriu foarte bogat și exploatat de imperii. Și când au mai fost imperii, au avut antene, adică au avut politicieni slugi. Au și fanarioții și cu asta și prin ăștia. Știți, s-a făcut un calcul în aur. Nici turcii, nici habsburgii, nici rușii, calculul era făcut cam până al doilea război mondial, cât au luat din România, e mult mai puțin decât s-a luat din România din 1990 până în 2016. S-a luat de 3,3 ori mai mult s-a furat. Prin intermediul acestor oameni care sunt la conducere. Gândiți-vă că ele acolo la conducere nu ca să reprezinte țara și ca să o apere. Pentru interesele lui meschine, dacă vrei să rămâi la conducere și presupune că este o țară condamnată, bă, vreți să mai existați? Dați tribut. Înainte ce peșcheșul ăla și tributul ăla turc era pe față, era foarte... Acum este camuflat. Este camuflat. Și aici sunt oameni de o anumită factură. Nu ați realizat că abia acum comunismul a dat ura din România prin calitatea de extracție joasă a conducătorilor noștri politici? Acum a dat. Culmea că pe vremea președintelui Ceaușescu, în ultima perioadă, mai devenise specialist, se mai era finanțeră. Elita noastră politică a murit la Iud, la Sighet. Ea terminat. Este ca și cum a intrat într-un teatru și l-a resesc pe Vraca, pe Calboreanu, pe Birlic și încep să iei din ăștia de la poartă sărăcină, de la recuzită, care n-au, oamenii sunt cinstiți, dar n-au competență. Că nu joci Hamlet, dar tu ce ai fost înainte? Am fost recuzitor. Peste noi că a fost Vraca înainte. Păi comparați pe vreunul de la noi, să zicem, cu Ionel Ice Brătianu,
Te apuca mețeala. Mai țineți minte aia lui Țuțea, zicea că ca să vorbesc de Ionel Cebrăteanu ar trebui să mă ridic în picioare. Ăștia oameni politici extraordinari pe care i-am avut. Nu vedeți că România nu are nicio prezență, nicio voce în lume? Noi nu avem, noi suntem ecou. E aia, tante aia Ursula zice ceva pe acolo și este ecouri, ecouri, ecouri. Nu vă dați seama cât de vinovați din interior, de exemplu, m-am gândit, România se prăbușește între noi și tânăra generație, marea majoritate este un hiatus. Întrebarea este foarte bună. Întotdeauna noi am fost duși în limită română, adică ca să dispare din istorie și n-a dispărut datorită credinței, a dăinuit. Termenul este teribil ăsta lui Constantin Noica. Îi cereau Mircea Eliade, Emil Cioran, Monica Lovinescu, Virgil Erunca, el era la Paris săracu, îl și puse să răsecuri și să scrie, știți, odinea o declarație. Că... Și îl certau că nu face rezistență politică. Cum să faci, dumneavoastră? Și a zis, nu rezistență, mă, dăinuire. E cu totul și cu totul altceva. Poporul român a dăinuit. E posibil acum, și întrebarea mi se pare foarte bună, pentru că ce lași celor din spate care sunt săraci, tineretul a fost absolut terminat. Nu numai la noi, dar la noi este mai suferind, pentru că noi suntem Germania, noi nu suntem Franța să ne macronizăm așa. Aveam un fundal de rezistență. Sunt terminați. Sunt, din punctul ăsta de vedere, s-ar putea să fie un punct terminus. Numai bunul Dumnezeu știe. Că i-am văzut și zguduiți în pandemie. Să știți că, uiteți, catastrofa aceasta, războiul, pandemia, să nu cădeți în păcăreala că va duce transformări mari asupra spiritului uman, revelații de conștiință. Nici pomenală. Mi-am adus aminte de o expresie. Vorbim economic, dar noi vorbim acum, dar lecția care învață un om. Aia nu discutăm. Din tragedia umană, ce învață omul? Și am găsit o expresie tulburătoare a principesei Ileana, arhiducesă de Austria și principesa noastră, fata reginei Maria. A spus că Sodoma și Gomora doar au pedepsit, nu au mântuit. Adică el fuge, dar nu învață. Din, de exemplu, din teroarea aceasta sanitară care a fost, din abatorul ăsta vaccinal pe care l-au făcut, din lipsa de scrupule și din răutatea asta globalistă care a fost, nu au învățat. Din război acesta care Institutul Cantacuzino producea vaccinuri autohtone, sigure. Clipa în care am început să importăm și doi, acum iară că nu trebuie să confiscăm această discuție cu vaccinul, dar să știi că un vaccin se verifică în 10-15 ani. Bun, l-ai făcut în viteză. Agresivitatea cu care s-a impus în contextul, despre asta a fost vorba și asta a dat de bănuit. Și aici, nota 10 a poporului român. N-ați văzut că pe la televizor au apărut tot felul de gușați din ăștia bursieri din Europa care să ne facă inclusiv era și o cucoană din asta așa mai solidă care spunea că suntem imbecili și necivilizați. Cu cât aroganță s-au repezit, ei neștiind niciun centimetru din istoria de virusologie, dacă ar citi, ce înseamnă, câte necunoscute sunt. Să zic că un medic întotdeauna, un medic mare, are întotdeauna, știți de ce așa, proporțion garde, își dă seama. Una e povestea pacientului, una e povestea lui și alta este povestea, de exemplu, imagistică de acolo, cum trebuie să le combine. Și mai ales în zona aceasta, e fascinantă zona virusologiei și a microbiologiei, mai ales când au apărut. Este absolut fascinantă, s-au întâmplat tragedii umane, dar s-au întâmplat și mari victorii. Vaccinul a fost o mare victorie, altfel se murea pe capită. Dar de data aceasta, el a avut o conotație politică agresivă de dictatură. Și m-am uitat, nu au, oamenii au rămas speriați și acum mai alergă cu masca pe față, prin parc. Au rămas, sunt traume din astea. Și ăla stă la mașină, așa, la jeepul lui singur. E frică că ia de la volan. El nu știe că e raportul de mască și virus, că este ca o rândunică care intră pe un geam. Săracul, n-are de unde să știe. Nu are de unde să știe dacă este un popor care nici măcar, gândiți-vă, apropo de educație, educația noastră sanitară este minimală. Ăștia care comentau n-au citit nici, v-am spus, un centimetru de istoria virusologiei sau medicinei. Tot timpul am dat de tata, dar mama a fost medic, unchiul a fost chirurg, fratele este medic, cumnata este medic, verișoara mea microscopistă care a predat în Vietnam și îmi spunea, nu te poți juca la dimensiunea asta, sunt multe necunoscute. Important este să creezi panică, pe urmă vine haosul și conduci.
Păi n-ați văzut că este o dorință fantastică de control, de a monitoriza populația? Nu vedeți că, apropo de la identitatea noastră națională, identitatea biologică, sunt făcute praf. A ajuns la faptul că în clipa în care vrei să tratezi pe persoane care au tetraplegie și vrei să creezi anumite, cum să zic, sinapse, să le creezi din punct de vedere, cum să zic, și genetic și electronic, și alta este să reeditezi gena, adică transformare celulară, și să reeditezi genomul, transformarea întregului organism, și să faci... No, important este ce se întâmplă în sufletul omului. Românul care ne ascultă astăzi zice, bă, ăsta bate câmpii cu genomul, cu... Eu trebuie să vedem esența, că zic, omul, românul de rând, săracul, trebuie să-și plătească taxele alea, impozite, nu? Are nevoie. El nici măcar nu gândește la așa ceva. Și aici nu trebuie incriminat, pentru că el, fiind așa dus la sistem pavlovian, mai mănâncă, mă, iar în partea asta, el tot timpul se uită, săracul, să-și plătească facturile, să astea. Știți ce mi s-a întâmplat mie de vreo 6-7 ani? Conferințe prin țară, le spuneam, vedeți că o să vină o ideologie cu o patologie sexuală. În primul rând, sub nicio formă nu trebuie să existe persecuție asupra unor oameni care au, cum să zic, această problemă. Sub nicio formă. Lucrul ăsta trebuia de... Eu am avut un prieten care a făcut seara cu pușcărie pentru așa ceva. Și nu vă dați seama ce stare de revoltă am avut. Era și inteligent, era și foarte sensibil. Bun, nu asta discutăm. Discutam de cu totul și cu totul. Când asta s-a făcut o politică a minorităților ca să terorizeze normalul, s-au făcut, adică, din totdeauna i-au încercat să facă o problemă. S-a făcut o problemă din ideea de națiune, din ideea de identitate biologică, din ideea de mamă. Nu vedeți că de la identitatea biologică noi acum trebuie să trecem la identitate digitală. Ce se vrea? Dorința de control. Nu numai datele mele biologice, dar trebuie să știu și datele financiare și mai trebuie să știu și ceva. Vreau să știu cum gândești. Așa este de-a dreptul malefic. Dorința asta de îmbunătățire a niciodată nu vor ajunge ceea ce fac campionii. Așa, ca și genele. Ele sunt programate, dar n-au inițiativă. Pe când băieții, știți cum e păpușarul? Ați văzut o păpușă din aia care o manipulează așa. Dar e un păpușar. Programarea pe computer nu poate face asta. Nu poate fi păpușar. Îți dă un program și te descurci. Și mai combină săracul, când mai combină. El vrea să fie păpușar. Oculta internaționalistă vrea să fie păpușar, să se ridice mâna, capul, într-o parte să vezi cum gândești. Vrea să intre în sinea ta. Mie profesorul Ceaușu, mare profesor de antropologie culturală, lui am dedicat cartea Omul Liber, v-am dat eu ultima oară Omul Liber, îmi spunea ce a vrut, mă, comunismul. Și am zis, schimbarea sistemului. Nu, schimbarea sinelui. Omul se îmbunătățește pe sine prin sine. Julian Huxley era fratele lui Huxley. Era biolog. El prin 57 a scos pentru prima oară, se pare, termenul de transumanism. Și zicea, omul prin sine trebuie să se îmbunătățească. A fost unul din mari filozofi, Heidegger, care zicea așa, omul care se depășește pe sine fără de Dumnezeu este un zeu trist. E nei ca nimeni. Nu înseamnă că tu trebuie să boicotezi și să oprești o, cum să zic, o performanță medicală, tehnologică. Dar când ea îți înlocuiește și vrea să devină, să îți înlocuiască creația, actul creator, eu am mai spus, nu vedeți că la, cum să zic, în prelevarea asta de fetus, știi că, domne, până la 15 zile, că după care simt. Mă, dar viața începe cu mult înainte. De la concepție, de la gânduri, este o taină. Este, de aici se vede frica celor care vor să domine lumea. Este o frică manifestată prin dorința de control. Dacă am fi într-o relație personală și eu v-aș controla tot timpul, a simțit ceva, așa cum se zic, îngrozitor, ca o cușcă din care trebuie să ieșiți. Asta este elita globalistă. Ea vrea să controleze totul. A fost un mare estetician britanic, Herbert Reed, și spunea de arhitectura dictatorului. Eu am fost în Coreea de Sud. Am fost și la Moscova și am văzut și Casa Poporului. Nu, în Coreea de Nord, iertați-mă. Că am fost și în Coreea de Sud și în Coreea de Nord. Nu, în Coreea de Nord, îmi cer scuze. Casa aia mare acolo, al Kim Il-sung.
Dictatorul subconștient ordonă ziduri groase, ferestre mici. Pentru că are instinctul de fortăreață să se apere. Este reflexul invers al haosului care este în el. Dictatura globalistă de astăzi, tocmai asta arată haosul, neantul din interior, este expresia dorinței de a prinde totul, de a controla totul. Este o frică îngrozitoare pe cei care vor să schimbe lumea. Și omul, în taina lui, în misterul lui, sunt unii care nu ascultă. Era o povestioară superbă, o fabulă, când mă pregăteam la institut, cu o vrăbiuță care tocmai fusese pusă într-o cușcă. Și în partea altă, într-o cușcă, era și o pasăre mai în vârstă care se dea. Și vrăbiuța aia mică a început să dea cu capul de... alea, cuști, de gratii, da, de gratii. Da. Și aia bătrâne, de ce te dai? Ca acum, din urmă, ce te chinui domnul Purii să faci așa? De ce te dai? Păi, pentru libertate, vezi de treabă. Aici o să mărim. Și dacă o să ne dea cineva, frate, drumul, ne dă drumul așa, fără să te zbastu. Și a trecut un puști, un copil. Și a fost atât de impresionat că gratile erau cu sânge, cu fulgi, păsărica nici mai avea pene. Și a dat drumul. Și pe urmă așa, prin contaminare, i-a dat drumul și la pastrea. Și pastrea în vârstă zice, ei, ai văzut că pe urmă, dacă așa s-a vrut să fim liberi, am fost liberi? Uite, sunt liberi și eu. Și că da, libertatea ta pe sângele meu. Întotdeauna se va opune la asemenea catastrofă din asta ideologică omul cu taina lui. Nu, cine, care este omul care cunoaște taina omului? Sfântul Apostol Pavel. Sunt ăștia acum, ei vor să cunoască taina omului până la... s-a mărit media de vârstă, foarte bun așa ca statistic, dar pe de altă parte mortalitatea a crescut izbitor, de exemplu la cancer. Păi înainte îmi spunea un doctor oncolog, pe mine îmi spuneau 7-8 într-un an. Acum vin cu 10 într-o lună. Am văzut copil de 8 ani și sunt copii, nu era în aia. Sunt oameni, să știți, 90-90 ceva de ani repuși de cancer, când e vârsta înaintată, cancerul evoluează încet. Ei nu, a început să evolueze rapid și în situația aia. Nu înțelegeți că sunt mutații ale bolii. Au apărut noi boli. Uitați-vă cât de impotenți și de incompetenți au fost în fața unui virus, a unei mutații de virus și sunt în continuare. Sunt atâtea lucruri pe care știința trebuie să și le asume. Un om care stă într-un scaun, eu dacă aș fi doctor, toată viața m-aș fi gândit, domne, cum să refac sinapsele alea ca omul ăla să se ridice de pe scaun? Și ei se gândesc la să facă să robotizeze. Ei nu se mai luptă cu bolile care sunt, iată, apar, suntem înconjurați de miliarde de viruși. Combinațiile se fac, habar n-au, stau în, cum să zic, câteodată se ascund, se retrag în vectori din ăștia care am de zile, în păsări stau, se ascund și dintr-o dată îi zvugresc în altă parte. Mediul acesta este, cum să zic, fascinant. Ai bol de rezolvat. Un copilaj de genul acesta are o boală, domne, du-te, acum uitați, au descoperit hepatita aceasta agresivă. Habar n-au de unde vin. Spun pe baza de adenovirus și pe faptul că au fost închiși acolo în casă și nu s-au imunizat. E o ipoteză. Este un soi de, cum să zic, faci din viața ta de zi cu zi din asta de chirurgie. N-ai imunitate. Păi, mai mâncai un număr de pe jos, știți? Și nu se întâmpla absolut nimic din punctul ăsta de vedere. Mai era un raport cu natura altul. Aici au început să-și pună mânuși, știți? Să știți că imunitatea este încă o chestie foarte discutată. Ce puternic a fost Victor Babeș pe la 1879, a avut un discurs teribil. Vorbea că imunitatea, și asta este foarte importantă, e și cu imunitatea sufletească. Deci imunitatea naturală, imunitatea generală și imunitatea dobândită. La imunitatea naturală spunea febra, temperatura care se ridică nas când faci un virus, febra. Bine, sunt și altele afebrile, mai periculoase. Pe ascuns lucrează ca băieții ăștia de la Bruxelles. Odată te pomenești că se întâmplă ceva, o dereglare de organism. Și e o temperatură, și am mai spus asta, cum este o temperatură a organismului care se opune, ăla este un act de imunitate.
Așa există o temperatură morală. Un popor, ca să existe, trebuie să aibă imunitate, o temperatură morală. Un copil care învață de Ștefan cel Mare, de Mihai Viteazu, de Brâncoveni, de Mihai Eminescu, de Lucian Blaga, de Odobleja, are o temperatură morală. Pe când tu, dacă i-arunci la gunoi, pe ăsta ești nici ca nimeni. Nu mai reacționezi, ești neapărat. Pasteur și-a dat seama că găinile nu fac antrax. Și le-a luat și le-a băgat în apă rece, le-a scăzut temperatura și au făcut antrax. Ei, copilul de astăzi, îi scoți geografia, îi scoți istoria, îi scoți mișcarea fizică care se creează imunitate și l-ai băgat cocoșat la computer. Și l-ai distrus. Eu nu zic să arunci computerul pe fereastră. Dar în clipa în care îi distrugi această imunitate a lui, este și o imunitate socială, identitatea națională, este o energie, este un act de imunitate cu care noi uneam, mergem înainte. Îl distrug. Continuarea comunismului sub formă, știți cum este, că tot am asta în biologie, se numește versatilitate virală. Odată se schimbă virusul. Tu te-ai vaccinat pentru azi, mama, că pentru tulpina cutare și el este de la A la B. La ce? Dar mai e B1, B2, B3, B4. Continuarea comunismului sub o formă democratică, sub o formă... am să vă spun de o formă de a surpa, de exemplu, imunitatea națională, identitatea națională, prin șoc anafilactic. Ați auzit de șocul anafilactic? Cumplit e. Din șocul anafilactic. Este anafilaxia, împotriva apărării. Vă dau un exemplu social și din biologie. Paul Richet a descoperit, a luat și la primul Nobel, mare medic, a fost și medic legat de arte plastice francez, sfârșit de secol 19, început de secolul 20. Paul Richet a luat venin de la păianjen și de la scoici și l-a băgat în peritoneu la câine. Într-o doză și câinele a avut forța organismul să nu reacționeze. După două săptămâni a luat 20% din acel venin și l-a băgat. Într-o jumătate de oră a murit. Ăla se numește doză șoc. Să iei poporul român și trage o injecție din asta cu venin, adică scoateți învățământul creștin-ortodox din poporul român, a rezistat. Acum, să vedeți, peste 5 ani, atâta trebuie. Dar deja au început. Ce mă interesează, mă? Îmi schilodesc eu copilul cu așa ceva? Deja părinții de astăzi, mulți sunt mutanți. Hai mă, lași. De exemplu, cei care sunt coparticipativi la crima educațională, ministerul care a creat numai reforme, inclusiv cu, vorbeam de educație, cu manuale alternative, dumneavoastră sunteți mama, nu sunteți mama alternativă. Deci cam asta a făcut crima. Ministrii care au acceptat, reformele care au nebunit, profesorii care au acceptat și părinții care au acceptat. De ce accepți tu așa ceva, mai ales într-o, și zici să scoți, dacă uitați într-un manual de clasa 7-a ce învață la limba română, nu se mai învață textele fundamentale. Și a scris Nicu Vasile și tu să comentezi. Și el seara iese cretin, handicapat, se joacă și pe ala, el nu mai are pilonii unei culturi. Știți cum este cu civilizația mondială de astăzi? Bazele culturii, Europa care a creat o cultură extraordinară, e ca insula aia de care vorbea Platon, o insulă mitică, Atlantida, se scufundă. Știți că sunt în instituții americane, nu se mai studiază Beethoven pentru că a fost anti-LGBT și nefeminist. Adică uitați-vă la ce aberații duc. Absolut. Nu mai se studia. Omul se ține de niște valori în civilizație. Uitați acum și cu rușii. Pe una e politica și alta este, vă, Dostoevski, cei care au dat înapoi stupiditățile astea internaționaliste. Este o, cum să zic, e total invers. Păi nu, eu v-am zis adineauri, ei sunt rămășnițile unui laborator ideologic, că între ei s-au dat mai departe ștafeta comunist, pe când poporul este ceea ce a rezistat. Acolo este continuarea unei stări purulente și dincolo este rezistența unui corp, un organism care respinge. Nu este simplu, este te duci și zici, nu vă supărați, înainte făceai 4 ani la actorie, da? Acum faci 3 și pe urmă faci masterul, nu? Bolonia este un fel de sida pentru învățământul european. Asta a fost. Și au vrut și au oamenii ca atare. Eu n-am dat la medicină pentru că, cum să zic, controlau să fii cuvânt cu cuvânt și mi-a dat seama că vor și stupizi.
fără spirit asociativ. Și stupizi au ieșit mulți. Faci 3 ani de teatru, de actorie, după care să iei masterul în ce? Poți să ții și în drept. Poți să iei în altceva. Păi cum vine asta, domne? Păi nu, de regulă, da, dar alții pot să facă. Numai faptul că tu rupi o consecvență, fac o facultate de drept, bun, o termin și până pot să fac medicina. Nu pot să sar pe ca o capră de la medicină la drept internațional. Și atunci, de ce s-a vrut? O secvențializare, o ruptură, o superficializare a acumulărilor cunoștințelor. De ce se bagă acum încă o vacanță? Și părinții sunt de acord. Pentru că părinții nu au criterii. Doamna, n-au criterii să zică că un copil trebuie să aibă o continuitate, consecvență și pe urmă să știi că să nu faci așa, facem franceza, cât avem? Faci să faci franceza o oră. Obosește copilul. 45 de minute. Nu vrei să facem franceza un minut și pe urmă să jucăm ping-pong? Și mai facem după 3 minute franceza, pe urmă mai vorbim de azotați, pe urmă de drepturile unui consent advers. Și ăla are creierul mălai. Nu are nimic în cap. Cultura se face pe piloni care sunt, cum să zic, crescuți în sute de ani. Eu nu pot să fac abstracție în teatru românesc de istoria teatrului care a fost în spate. M-am născut în Dan Puric, sunt un soi de generație din asta spontană, cum fac ăștia acum, că sunt prin teatru, majoritatea sunt generație spontană. Dacă întreb de Radu Berigan, de Mircea Albăscu, habar n-au. Dar habar n-au. Eu aș face proiecții să se vadă, domnule, uite cum s-a făcut artă în comunism. Românul, în esența lui, nu acceptă impostura. Că adevărul el a acceptat, el crede în Dumnezeu, în adevăr absolut. Cine poate să înlocuiască? Nu crede în falsele adevăruri. Să fiți atent la ceva. În ce măsură poți să transmiți asta de vorbă cu un tânăr de 20 de ani, de 19, de 18, de 25 de ani? Ați văzut că este o ruptură între generații? Știți cât era generația înainte? Diferența era de 30 de ani. Am mai de 5 ani. Era unul în autobuz și zicea că Săvărescu avea 18 ani, cu băbătia mea de soră mea, care 25 de ani. Din cauza dezvoltării acestuia, cum zic, boom-ul ăsta tehnologic, fie rău să fie de boom, se fac, într-adevăr, mutații teribile. Cum comunici? Știți că noi trăim în timpi paraleli și simultani? Ceea ce spun eu acum nu poate să fie perceput de un tânăr decât dacă este foarte inteligent și deschis. Restul nu percep. El e în alt timp. Este, în primul rând, nu numai că nu citesc, el fiind pe săracul ăla pe computer tot timpul, spiritul de asociativ este distrus, spiritul de discernământ este distrus, el este în altă lume, el este încapsulat. Ceea ce se dorește astăzi este o lume de acvariu. Ați văzut când vine la și le dădea hrană acolo, toți. Dispariția intimității ale tale personale, dispariția intimității, dispariția persoanei ca taină. Sunt atâtea lucruri și le acceptă. Ăsta tânărul acceptă, el vrea să-și pună pe Facebook orice lucru de intimitate. Nu mai există, nu acel de ascunde, de taină. Îl pune totul, el e deschis. El este o efemeridă la, cum să spun, dispoziția societății, oricând. El nu mai are nimic al lui interior. Și atunci discuți cu un om, deci dacă puneți această emisiune, îi butonează pe sport, pe altceva, sau pe aia de la MTV, țoapele alea care se dau cu picioare pe sus, pe acolo. N-are spiritul meditativ. Deci se poate trăi din foarte multe lucruri, nu se mai poate trăi din suflet. Sufletul nu mai are importanță. Din ce în ce mai mult, oamenii, nu confundați, știți ce se întâmplă, dexteritatea asta utilitaristă creează un confort, iar confortul excesiv creează imbecilitate. Duce la handicap. Păi nu mai este, știți că aristocrație erau cei buni. Conducerea idioților, idiocrație, nu. Se va ajunge la idiotism social, la sociopați, cei care conduc este parșivocrație. Sunt parșivi, viclenocrația. Era, zice așa, reflexul de turmă. Până când îți dai sufletul gardianului care te păcălește și zice că te conduce și atunci de bună voie intri în turmă. N-a zis-o, a zis-o Alexis de Tocqueville. Spunea, e un fel de nou despotism. Haide, domnule, gândește tu pentru mine. Te rog eu. Nu vedeți că se dorește tocmai
turma, popoarele lumii trebuie să fie o turmă globală. Se șterge, în nazul că s-a șters semnificația. Alexandru Dragomir a fost unul din discipolii lui Heidegger și unul din mari filozofi români, puțin cunoscut la noi, și tot timpul l-am citat, are foarte multe lucruri excepționale, dar o remarcă teribilă, zicea: pentru mine, un teritoriu oarecare e țara mea. Pentru mine, un sistem lingvistic oarecare este limba mea. Pentru mine, un trecut oarecare este istoria mea. Devine o imponderabilă, o intraductibilă, pentru mine. Pentru cei care vin acum din spate, nu mai e nimic. Patrie se șterge ca la reeditarea genetică, dar aici nu vreau să intru foarte mult în cuțitul ăla cromozomial, că le taie la gene legăturile, și se scrie în loc de popor, scrii populație. În loc de țară, scrii regiune. În loc de mamă, scrii părinte 2 sau părinte 1. Și atunci el este deposedat de trecut, este deposedat de memorie, este deposedat de valorile care i-au creat o referință culturală și spirituală și este al nimănui. Unde ești? Peste, de unde ești? În partea de est. Păi, sunt din România, sunt din Ungaria. Celulele care trebuie transformate, o reeditare genetică, îți transformă celula. Bun, biologic vor să facă asta la nivel, cum să zic, pentru medicină, pentru dezvoltare, dar și la nivel criminal. Sunt bine acoperiți, că sunt vicleni. Dar celula socială, acum îi căutăm, vorbesc cu polițistul din colț. Vorba lui Bibanu, n-are niciun sens să discutăm. Ne interesează altceva. Celula este distrusă. Celula socială este familia. Ea trebuie distrusă. Reformulat. Raportul cu mama, cu părinții, cu tata trebuie să fie unul utilitar, cum a spus adineori. Apropo de lotul de inteligență acestui popor, zilele trecute de Paște am primit cea mai frumoasă felicitare de la o doamnă în vârstă. A zis: domnul Dan, să vă dea Dumnezeu sănătate dumneavoastră, dar și dușmanilor. Că dacă nu erau așa de sănătoși, nu vă ridicau atât de sus. Este extraordinară. Este extraordinară. Diavolul nu știe că face treaba lui Dumnezeu. Nu vă spun că mi-a făcut o reclamă nemaipomenită. Spectacolul a mers nemaipomenit. Conferința Titanic Vaz merge extraordinar. Lumea, am înțeles că în Occident se plătește reclama proastă făcută. Dar ăștia sărăcii sunt proști. Aia cel puțin o fac premeditat. Dar să îi uităm. Rămăsesem pe o idee importantă. Să distrugi și să refaci altfel. Deci raporturile de familie, știți că etnicitatea românului apare, zicea profesor Constantin Rădăuscu Mătru, când în sat apare unul din altă parte și ăștia zic: bă, ăsta e venetic. Și vezi dintr-o dată că satul se adună, e străin. Greu îl primești. Sau când țăranul pleacă în lume și atunci își păstrează, își păzește zestrea lui, aia autohtonă, cum fac românii plecați acum. Dar prin legea pe care o dă comunitatea europeană, ca orice cetățean al Uniunii Europene, indiferent de țară, poate să vină aici în România și să aibă un post de conducere, este: am luat veneticul și l-am băgat și vă fac haos, mă. Ăla de unde să știe? Pentru că este ca și cum m-ar duce până: domnul Dan Puric, nu vreți mâine să fiți în Germania să conduceți un land? Și primul lucru a spune: domnule, nu mă pricep. Odată că n-am date în astea administrative, doi, e vorba de un subsol al ființei pe care trebuie să fie de-a locului. Și atunci el știe să facă această stare de confuzie, ăla necurat, o zice: bagă-i de acolo, că și așa n-au băgat, e șpriț ăla pe ăla, șpriț, am crezut că e șpriț. Se mai vină așa cu apă. Păi nu, eșecul. Ei sunt puși acolo, știți, sunt grefe și nu s-au lipit, îi aruncă organismul. Mă refer la un paradox, știu ce a spus și a spus foarte bine. Că una zice că am osul meu, e prost, îți spun o tijă. Bă, parcă e mai bine cu tija, că ăsta are o cangrenă. Noi am avut și alogeni de excepție. Văd oameni care nu erau români, de exemplu. De exemplu, absolut. Apropo de educație, Spiro Haret era armen. Și omul ăsta a făcut cele mai teribile reforme în învățământ. Deci nu este problema că este străin de acolo, ci felul că ei vor să facă coordonat
o confuzie. Dacă unul se naște, să zicem, domne, era armean, dar era de, nu știu, de două generații aici în România. Perfect. Și acum tu ai zis foarte bine, tu iei un străin și îl pui aici. Și atunci v-am spus, este ca o chestie de metal care ți-a băgat aici, tu fiind sănătos. Asta nu înseamnă că tot ce este autohton este neapărat bun. Că poate să fie un om de cea mai proastă condiție morală și cum sunt în marea lor majoritate și să ducă țara de râpă. M-ați înțeles? Nu asta este problema. Problema este că ei încearcă să facă o confuzie la nivel, să facă un turnul Babel. Un turnul Babel din toată Europa, să amestece populațiile, să nu mai avem identitate. Știți că la turnul Babel, când cădea un om de pe schelă, nu era nicio problemă. Când cădea o cărămidă, făcea scandal. Asta e valoarea omului astăzi. Omul ajunge, cum a zis unul de alte, o corupție a etnicității printr-un element străin. Că dacă un român, doamne, eu am văzut negrii moldoveni, ați văzut vreodată? Micuți așa, și faci mămucă. Era era moldoveană ca și cu negru. Și erau simpatici, domnule, erau extraordinar, da. Nu, că le-ai făcut pe dragoste, pe altceva. Nu, aici este de... fac ei tot în chimie așa, tot așa, să așeze un element total străin care... Alcuiești. Ia, gândiți-vă că aveți un copil pe care îl duceți la grădiniță sau de la școală în cursul primar și nu mai știți să întoarcă acasă. Unde te duci? Mă duc la mol. Pe n-ai mamă, știu și eu. Asta e foarte simplu. Asta în fața unor calamități cum sunt astea, că a spus că a evoluat. Că trebuie, nu confundați evoluție tehnologică cu cea spirituală. Nicio legătură. Omul a rămas, știi, homo homini lupus, lup pentru om. Nu vedeți că își dispută teritoriile, hegemonia la nivel de specii. Creștinismul a rămas tot așa pe cruce, acolo, și tot așteaptă. Este, știți cum este manifestarea catastrofelor acestea în lume? E ca Iuda vis-a-vis de Hristos. Și Hristos tot așteaptă ca Iuda să își revină. Spun Sfinții Părinți că păcatul cel mare al lui Iuda nu a fost că l-a trădat pe Hristos, ci a fost faptul că a crezut că nu poate să fie iertat. Nu vezi că românul tot așteaptă, are un fel de așteptare creștină din asta. Bă, o trecem, mă, trecem și prin asta. Singurul lucru pe care l-ați punctat aici, foarte important, adică mai multe lucruri, dar ăsta mi-a rămas, este acest lucru că pare să fie un punct terminus cu o generație, repet, nu toată, dar mare majoritate, pierdută. Care nu va fi în stare să ducă, știți că am stat de vorbă cu un tânăr, i-am dat o carte să citească și îmi pare rău, domnul Dan, mai mult decât e pe mobil, eu nu citesc asta, pe treaba asta. Cartea avea 150 de pagini. Ăla avea atâta. El atâta citește. Da, sinopsisul doar. Da, nici măcar atâta. Ai citit Baltagu? W.W. Baltagu. Atât. Și zona lui de percepție și de apercepție este total diferită. Când mie mi-a citit bunica de făt frumos și că s-a luptat cu zmeu și că până la urmă l-a omorât pe zmeu, am răsuflat ușurat, pentru că am zis, în sfârșit, răul a fost eradicat. Fiul meu nu a vrut să citesc. Și am citit-o la 7 ani și am zis, uite, ea a luptat cu zmeu și cele 7 capete ale zmeului era tăiat. Și zic, de ce 7 capete? Păi zic, răul are multe capete. Vezi de treabă, domnule, e criminal în serie. Era pe la OTV când era postul de televiziune și am văzut un interviu luat de o doamnă, era în pușcărie, la o deținută care fura așa. Și a zis, ce faceți? De ce sunteți aici? Că am furat. Când furați? Păi când era zi de salariu, știți, că se dea cash. Și mă băgăm între ei acolo și luam. Și asta săraca doamnă, dar dumneavoastră nu v-ați gândit că omul ăla care l-ați furat are copii acasă, din ce trăiește? Nu v-ați spus problema asta? Răspunsul lui aia. Dar dumneavoastră nu v-ați spus problema ce emoții am eu când fur ca să nu fiu prins? Asta se întâmplă, doamne. Este invers. Și se va ajunge la pierderea semnificației. La pușcăria de mare siguranță Sing Sing au făcut o experiență. Au luat voluntari, oameni civili și l-au proiectat pe perete. Covor, masă, scaun, creion, tablou, cadavru, furnică, cățel. Care e cuvântul care v-a șocat? Dom'le, cadavru, dom'le. Au luat criminal în serie. În primul că n-au răspuns încoro, au zis peniță. Pe mine, ăla când te lovește în cap, nu are semnificație. Neuroni, viață, te omoară.
Așa este omul politic globalist. El este din ăla, cum a zis aia de la Davos, adunătura aia pe acolo, că omul este o persoană hăcuibilă. Adică guvernul te controlează și te știe mai bine decât te știi tu. Ești hăcuibil. Mai este ciber, nu mai cum ai spune ăștia acum, îl numește mașină. Au mai fost, cum să zic, învârtoșeri din asta așa în perioada iluminismului și mai ales în perioada asta a rațiunea fără Dumnezeu. Conștiința este o secreție a creierului, domnule. Când îți transpiră creierul și este conștiință. El habar n-avea ce se întâmplă acolo, că nu legăturile neuronale îți dau ție conștiință. Să vorbesc cu cei mai mari psihiatri, psihologi și neurologi. Aici, și într-un fel că tot am ajuns în domeniul acesta, este o reeducare. România educată de astăzi este o Românie reeducată. Și dacă tot am ajuns în domeniul neurologic, o să vă fac o mică paralelă. În medicină a fost o teorie, la nivel nervos, teoria reticulară a lui Camillo Golgi, care spunea că neuronii ăștia sunt așa, uitați, eu când mă înțep acum în degetul ăsta, el zicea, neuronii, uitați așa stau. Dacă sting acum lumina pe plat, pun acolo pe comutator, se stinge toată lumina. Și a apărut un mare medic și a spus, nu e așa. Neuronii dendritele stau așa. La un moment dat sunt niște poștași chimici, acetilcolina, adrenalina și multe, care fac sinapsa, fac așa. Ai gândirea liberă. Românul a avut tot timpul, le zice Nicolae Iorga, zice că libertatea din prejur, nu aia constituțională, aia ce că e doică care mă doarme, aia a bordeiului, a bisericii, așa. Nu vedeți că o lume întreagă și până face sinapsele. Nu! Stați voi așa că vă stinge noi lumina. De la Bruxelles, de la Washington, de unde, de la Moscova, de unde vreți voi, vă stingem noi. Tu nu contezi. Tu ești o legătură. M-ați înțeles? Și el a fost un salt, a luat primul Nobel. Santiago Ramón y Cajal, care i-a scris prefața marelui neurolog Gheorghe Marinescu, care a plecat de aici, dintr-o populație vai de capul ei și la celul nervos. Celula în stare naturală și patologică. Cea mai mare celula nervoasă. Descriere. Un român care n-avea ce să mănânce aici în România. Mama lui făcea colivă. L-a trimis Babeș și a dat bani să studieze. Și uitați când s-a făcut saltul în medicină. Păi, genetica, termenul genus a se naște, luată de William Bateson. La 1905, cu 2 ani înainte de răscoala de la noi, britanicul ăsta genial a numit chestia asta, bă, nu o numim pangenetică, o numim genetică. Și fiți atenți ce a gândit, zice, în curând Anglia sau poate nu Anglia, altă țară, își va da seama că vor putea controla prin așa ceva omenirea și se vor pezi să facă catastrofe pentru că nu își dau seama de consecințele în timp. Gena. Se descoperise gena, lecția eredității de la Mendel, 1864, cam așa ceva, le-au trebuit 60 de ani să o pună în pagină. Ca să zic că acolo sunt pauze în medicină teribile, dar e fascinantă medicina. Și și-a dat seama, William Bateson, de chestia asta. O vor profita ca să conducă bestia din om. Dom'le, te miri. Pasteur a murit cu mâna pe crucifix și cu mâna soției. Era creștin. Toți marii savanți care au descoperit, au făcut descoperiri epocale, au fost oameni care, ca Einstein. Einstein a zis așa, Dumnezeu nu joacă la zaruri. Fantastic, n-ai cum să zici, sunt 2 cu 3, 4, 4, barbut. Este o ordine. Românul respectă ordinea aceasta a lui, știți cum zice Olteanu, genial, ci că bă, las-o încurcată bine că-i vie. Cunoscut și necunoscut. Și spiritul faustic zice, vom cunoaște totul. Totul. Da, de la turnul Severin până la Seul mai apare ceva, incognoscibilul. Cunoscut, necunoscut și rămâne incognoscibil. N-ați văzut când au făcut harta genetică, ele sunt ca programul de computer la șah. Am văzut un film, eram pe la Anisa, într-un hotel prăpădit așa și m-am uitat la televizor
Și era un director al Institutului Oncologic din Londra, un indian, un om foarte deștept. Și a zis, stresul, alimentația asta genetică, cu modificări genetice, radiațiile, N elemente care creează cancer. Și la sfârșit și a aruncat două zaruri. A rămas zona aceea a întâmplătorului, pe dacă în medicină mari oameni s-au ancorat în zona aceasta, eu am mai zis, una este să-și facă Ion Cantacuzino în fața armatei vaccinul și să noteze, i-am citit jurnalul, că am avut febră mult în prima zi, a doua, și altă să fie panoramele astea cu mușchi, să-și facă pe aici cu seri fiziologii sau cu ce și-a făcut într-o lipsă totală de credit. Ăla era Ion Cantacuzino. Este Institutul Ion Cantacuzino. Ion Cantacuzino are bust la Institutul Pasteur. Dați-mi și mie, cum să zic, știți, când arestit, că tot în conferința aia de, au zis ăștia că niște amări săraci, Aristide Demetriade a jucat Hamlet și Edward de Max, care era român din Iași, român evreu la Comedia Franceză, și mi-a zis Bibu, Dumnezeu să o odinească, Demre, Dumnezeu, că așa face istoria. Dragă Puric, a venit Edward de Max și și-a scos inelul în cabine, era la Aristide Demetriade, și a zis, eu sunt mai bun în Cadavru Viu, tu ești mai bun în Hamlet. Ia-l! Era recunoașterea valorii de către valoare. Mircea Vlăcănescu, marele nostru martir, actualmente datorită președinției și guvernului criminal de război, caz unic în istoria lumii de, cum să zic, ordinărie socială, a spus așa, când apare o valoare, n-o lăsa singură. Se face cor în jurul valorii. N-ați văzut că la noi, când apare o valoare, o lasă singură. Este un hiatus, apare un copilaș mâine din Bumbești, din Vezin, în altă parte, ia băi, lasă-mă băi. Știți care este destinul valorii în România? Este destin hristic. Și vă zic imediat. Altfel nu fugea Brâncuș în străinătate cu, a zis, ce l-a ținut la distanță, imbecilitatea unora de aici. 30 de ani de România, adică 30 de ani la distanță de România. De ce vă spun destin hristic? Să observați ceva. Hristos n-a fost recunoscut nici măcar nașterea lui, că e o naștere una sfântă. Nici când a fost în viață cu ei, nici când a făcut minuni, nici când a scurs pe ăla din groapă. Nu, nu, nu. Zicea învățătorul, era o chestie. Nici când a fost pe cruce în agonie. Nici când a înviat. Nu. Aia l-a recunoscut pentru că era un lider politic pentru bietul Iuda, nu. Nici când a înviat. Și este, se spune Evanghelia, când drum spre Emaus, o localitate, doi ucenici și stăteau de vorbă cu un om. Și ce, nu stai cu noi să mănânci la masă? Și când a frânt pâinea, atunci a dat seama că Iisus, dar atunci a dispărut. O să observați ceva la poporul român. Când se frânge, atunci se ridică. Eminescu a trebuit să se frângă. Brâncoveanu a trebuit să se frângă. Valorile în țara asta trebuie să se frângă. Pentru că altfel, cum să zic, ăștia nu recunosc. Dar când a murit, a fost extraordinar. Friedrich Nietzsche. Valoarea unui popor nu stă în numărul genilor pe care le dă, ci în felul cum poporul apreciază acele genii. Ia gândiți-vă dacă aveam o armată de profesori care l-apărau pe Octavian Goga, pe George Coșbuc, care sunt scoși de manuale, pe Dimitre Cantemir, pe Constantin Brâncoveanu. Eu nu că la groapa cu gunoi. Aici vorbim. Noi știți cum suntem acum, ca să nu pară lumea confuză, că eu am lăudat poporul român, dar sunt enclave. Exact când a intrat Traian cu Romanii aici, dacii câți ăia n-au fost ocupați, ceilalți au fost pe enclave, au rezistat enclave de daci liberi pe ele, după 1000 de ani s-au făcut voivodatele. România este exact în aceeași situație. Exact în eu mă duc prin țară și mă întâlnesc cu enclave, doamna Andreea Căsescu. Restul populației aia supuși care stau să mă urmă, mai vine Omicronul, mai vine avionul, ce facem acum, să ne plătim astea. Enclavele alea de credință, de nezdruncinat, e popor vechi. Acolo discutăm. Cum să rezistă 1000 de ani? Poporul român, o enigmă și un miracol. Gheorghe Brătianu. 1000 de ani fără niciun document, fără nimica, invazii, barbarii de genul acesta. Ce credeți că ceea ce se întâmplă cu legislația asta din Comunitatea Europeană nu e o barbarie atroce? Pentru familie noastră, pentru copiii noștri, pentru tineretul nostru, pentru existența națională. Știți cum sunteți acum? Ci că între mântuire și mântuială. Aici ori te mântui, ori e mântuială. O, e așa. O mutilează.
este, în loc să vină Atila, hunii care tăiau, vin ăștia cu legislația, care îți operează copilul, care îi operează pe creier, care distruge, sunt mari mutilatori, democrați. Păi, sigur că da, știți cum e libertatea și Hristos a dat libertate celor care, l-au judecat, l-au acuzat. Eu am să vă spun așa, Mina Minovici, medic legist, teribil, a vorbit și de o igienă socială, domne. O igienă socială prin legislație. Păi până să faci tu educația sexuală la ăștia la 2 ani, la un an jumate și poate și când mama e gravidă să-i faci fătul ei educație sexuală, aberația asta criminală. O întrerupeți-mă pe internet accesul acestor copilași la toate porcările pe care voi le dați de proxenetism. Ca să nu mai aibă un spațiu toxic. Că până venim tot noi... Noi v-am dat virusul? Da, dar vedeți că i-au zis, avem, nu știu, președinte, nu știu, ăsta care prin capul statului a spus la un moment dat că proxenetism, dar de unde au învățat copiii aia? Aia nu sunt oameni, aia sunt mutanți. În clipa în care vin țara asta și spui că bărbatul trebuie să nască, aia sunt mutanți. Eu am zis, au trimis la Teatrul Național Comisia de Control. De ce nu trimiteți sub Comisia Antropologică? Să-i studieze, pentru că sunt fenomene de antropologie. Ați puțin, după bani, fără credință, în Dumnezeu, fără credință de neam, fără credință în mamă. Ați spus-o clar și limpede feminin și mă tulburam teoretic ăștia. Despre asta e vorba. Ia 1000 de euro, bă, poți să-ți vin sara când vrei, mă. 5000, 2000 și pe 200 de euro dau. Ăsta este omul fără Dumnezeu, fără credință în neam, în părinți. Își vinde și părinții. Țandără. Ați auzit de torționarul Țandără? Un interviu făcut de un prieten al meu, scriitorul Fabian, un pensionar cu... Lui se stătea bătrân așa și zice: dumneavoastră am înțeles că ați fost torționar. Poftim? Nu, domne, n-am. Ce îi luam? Și le băteam un pic, nu, da. Zice, le prindeam degetele, nu știu, dar am făcut scandal că mi dădea prea vital și până să-i omor și ăștia, țuțea, coposul, știți că vorbea. Și că-s mici copii, domne, eu am omorât valori, domne. Dar zicea, fii respire, ce să mă ierte Dumnezeu, ce să mă lua biserică? Fiți atent. Și zice, la un moment dat, păi, dar cum ați început să faceți? Păi, întâi l-am omorât pe tata. Și eram în închisoare și m-a luat cu umulii și zice, bă, vrei să-ți dăm în închisoare? Omoare pe ăștia. Pe ăsta care a dat legea asta, a omorât-o pe mama lui. Este din același lot de subspecie umană omul ăsta care vine în România și transmite și care atacă, cum să zic, vital. N-ați văzut că sunt acolo, suntem împotrivă. Că, lasă-mă, libertatea, categoric. Există niște oameni cu problemele astea. Cartea de la Saint-Michel, de la Saint-Michele, este teribilă, una din cărțile astea, vândând vreo 2 milioane de exemplare. Tata o citea prin 1965 și am recitit-o eu acum. Și marele medic care a scris-o spunea: nu e bine ce se întâmplă cu homosexualii, sunt asupriți, sunt, terorizați. Trebuie să se facă o legislație. Înțelegeți? Era un mare medic. Vă dați seama, la noi nu. Dar și vreau să spun. Deci, un mare medic și-a pus această problemă de conștiință și de coexistență cu acești oameni care au dat și artiști și sensibili. Nu discutăm asta. Noi discutăm, ăștia nici măcar n-au chestia asta. Ăștia sunt activiști care primesc bani, cum a spus, și sunt în stare. Și ca atare, eu i-aș preda genul acesta în istorie. În istorie se învață, uitați, în anul 2022 din nou, au apărut de genul ăsta, cum au apărut în 45, în 46, delatori, oameni care din interior sunt virus și autohtoni. Virusul nu poate să intre într-o celulă până n-are acele proteine, zice, trădătoare. Și când intră, comandă nucleului, celulei, să facă virus și autohtoni. Ăștia sunt români. Dar spuneți-mi și mie, din partidul ăsta nu sunt români? Vorbesc din... Da, după părerea mea nu sunt români. Sunt huni, sunt vizigoți, n-au structură românească. Pentru că altfel nu veneau cu asemenea aberații, cu asemenea agresivitate. Ați văzut ce agresivitate au? Calcă tot în picioare. Cum li se răspunde acestor oameni? Dacă nu răspunzi, radical. Pe atunci, dacă vreți, băgăm și noi, vindem mici pe altar la biserică. Poziția este asta, care o facem noi acum. Opoziția este omul ăla de pe drum care zice, nu vă lăsați. Opoziția este de tip tacit în acest popor. Mi-a zis mie un bătrân: domnul Dănuț, noi știm, dar ne facem că nu știm. Aparent să noi nu mai avem nicio menire.
se spunea prin 1936 profesor Constantin Rădulescu Motuci că acum gata, avem o națiune, s-a făcut România mare, acum trebuie menirea românismului, fiți atent ce termen, românismul, zicea ca o stare de spirit, zice că menirea noastră, vocea noastră, cam toată generația interbelică, cu Mircea Voiculescu, cu Noica, cu Țuțea, cu Iliade, se gândea vocea României în lume. Ce exact ce spuneți? Menirea noastră. Menirea noastră de 50 de ani de comunism și 30 de ani de criminalitate democratică este de supraviețuitor. Ați observat? O Europa care a colapsat datorită faptului că a renunțat la bazele ei, cum zicea Paul Valéry, creștinism, cultura greco-romană și dreptul latin, a colapsat pentru că s-a dus în neant și și-a pierdut busola. Să poate că la poporul român s-ar putea să găsească în acest dezastru o busolă. Busola unei credințe firești neîntinată de mii de ani. Asta e tot. În clipa în care, cum zic, de ea n-are dimensiune ideologică, să știți, nu are nicio dimensiune. E ori să se salveze cu altă doctrină, cu încă o doctrină, cu încă ceva, pe moment, rețete, ca la psiholog, îți spune ce să faci ca să, când nu te enervezi, să numeri în gând. De-aia ține o săptămână. Calea este una singură, calea creștină. Poate știți, la un moment dat, de multe ori în viață, când te pierzi și stai cu prea multe persoane complicate, un om foarte simplu îți deschide, știți cum, o poartă. Era Maica Tereza, Sfânta Maica Tereza, întrebat-o una orgolioasă, așa o ziaristă, Maică, dă-mi și mie, spune și mie despre ceva sfânt. Zice, uite, dragă, mătură bine prin curte. Fă treaba asta cinstit, curat. România are, paradoxal, un rol absolut astăzi. Prin păstrarea echilibrului, a unui creștin firesc, a unei esențe de coexistență cu ceilalți miraculoase. Mă refeream, zic, știți, Dobrogea, 17 etnii care au coexistat. Exodul, cel mai mare exod al poporului român este acum. Dar v-ați gândit că sărim de la una la alta. Ei se duc totuși cu biserica acolo. Am văzut oameni italieni intrând în bisericile românești. Singura tragedie care poate să existe sunt copiilor acolo. Știți că unde ne-au lovit ei, comunismul a lovit în țăran. Țăranul, spunea Liviu Rebreanu în 1943, era altceva ce vă spun și altceva ce mi-ați răspuns. Liviu Rebreanu, popoarele migratoare și popoarele războinice nu au țăran. Deci nu cunosc sufletul pământului. Țăranul român zice, pentru el pământul e o ființă vie, are glas. Ce-a făcut comunismul? L-a rupt. L-a făcut navetist, l-a băgat, l-a dus în aia. L-a rupt, l-a băgat la CAP. I-a luat bucata lui de pământ pe care o dăduse Alexandru Ioan Cuza, i-o dăduse Ferdinand. Era cu sânge aia. I-au rupt-o. Și l-a înstrăinat. Ce au făcut flăcăii din, care au venit peste noi? Au luat 7 milioane de români și i-au dezrădăcinat, i-au dus săraci acolo, numai că ei s-au dus ca în fața migratorilor, cu biserica în spate. Vasile Băncilă, mare nostru filozof, spunea condiția tragică a României, asta este un spațiu geografic, spațiu mirific geografic. Bun, băgați și Cozonacul acolo, că ăla înseamnă spațiu sufletesc. Spațiu geografic mirific, spațiu istoric catastrofic. Nu mai fiare în jur. Și atunci românul a trebuit să-și apere bucățica asta. Acum ceea ce se întâmplă, noi trebuie să ne reînrădăcinăm. Au torpilat satul românesc. Satul era epicentrul românismului. Satele noi, marelor majoritatea, sunt goale. Satele trebuie să se refacă. Ce strigă aici? De ce îmi dau sufletul? Pentru că oamenii trebuie să știe, dăm și soluții, că altfel stăm numai în diagnostice. Trebuie să se refacă satul, să se refacă țăranul. El este un epicentru. Ăla a dus România înainte, cu credința lui, satul, cu cutumele lui, cu... Ăsta este, și să știți, în lumea pe unde am fost, peste tot unde am călătorit, baza asta arhaică, cu aia te întâlnești. Acolo se ține un neam, prin baza lui arhaică, aia verificată în mii de ani, care nu s-a adaptat foarte rapid, numai la suprafață. Eu am fost în China și am jucat la Opera Națională din China. Raportul ideologic cu ăia care au mari pe acolo dura 5 minute. După care era raportul ăla țărănesc. Îi vedeai. Știți, apropo de asta, mi-a zis cineva că când au venit comuniști la putere, i-au pus să spargă pe oameni care aveau vase imperiale.
să iasă afară și să le spargă, că dacă nu îi împușcau. Le-au spart, domne. Da, da, din cioburi au făcut cele mai frumoase bijuterii. Aia este esența. Ce facem noi din cioburile poporului român? Cele mai frumoase bijuterii. Am spart poporul român, au rămas cioburi. Da, da, sunt cioburi de icoană. Păi să-și continue menirea lui asta, să stea cu fața la Dumnezeu și cu spatele la lume. E tipic ce a făcut până acum. El în lume, vorba lui Mircea Vulcănescu, poporul român a coborât în istorie, nu că putea, că nu mai putea. El merge acolo așa. Să-și ducă menirea aceasta hristică. El nu e misionar. Nu. N-ați văzut străinii care au venit aici și s-au luat pământ? Și stau prin sate, prin astea, un lucru extraordinar, respira altfel. Și că nu mai puteam, eram un robot. Unde? De acolo unde ne vin. Ui, Nea Gheorghe, ăla, mai eu, Nea Vasile, în partea altă, o găină, mai trece pe acolo. E un alt aer de libertate. Toți românii care vin aici nu românii, toți străinii care vin în România, cum mă duc eu în Basarabia și simt așa rana României. Ați fost în Basarabia? Nu. E când vă duceți să vedeți, la un moment dat, cum parcă ceva coboară pe suflet. Ochii românilor de acolo au un plus de durere și de melancolie. Nicolae Dabija, Dumnezeu să o odihnească, Grigore Vieru sau țăranul simplu care venea pe acolo pe la spectacolul meu și pe urmă să îmi strângă mâna, Dumnezeule, sau la Cernăuți când am fost și mi-a dat un țăran român, mi-a dat acolo o sticlă cu băutură, un șervet din ăla național și o carte a satului scrisă cu toată identitatea noastră românească de acolo. Și tremura mână suita așa în stânga, în dreapta, să nu ne vadă cineva, domnul Puric, în cabină, la Cernăuți, când a jucat Sufletul Românesc. Credeți că eu pot să uit cum îi tremura mâna suita, să nu ne vadă cineva? Și am citit cartea, istoria, era a satului. Straturi, 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 straturi de români și crime, 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 crime peste ei. Cum au rezistat? Păi munca fără un scop, ești un imbecil. Valoarea fără prezența lui Dumnezeu, ești pierdut și egocentric. Emoția fără de Dumnezeu este o simplă reflex condiționat. Am să vă spun un secret personal, public. Am fost foarte prost la matematică. Îi admir pe toți matematicienii, să știți. Și dacă eram pragmatic, eram, prefer la eficiența de moment, care poate să fie catastrofă în timp. Eu prefer micile catastrofe zilnice care mi se întâmplă prin expunerea mea, dar știu că au eficiență în fața sufletului urmăresc. Acum să nu mă considere oamenii care au spirit pragmatic. Am avut și un prieten englez sau german, erau fantastici de pragmatici și trebuia să iau de la ei. Ziceau, Dane, nu ești deloc pragmatic. Dar tocmai această complementaritate creează ce a zis Părintele Stăniloae, poporul român, popor punte între civilizații. A luat de acolo ceva, a luat de acolo ceva și și-a făcut sufletul lui.